Bine ai venit la un nou video! Astăzi eu am nevoie de ajutorul tău, aș aprecia enorm dacă m-ai ajuta cu un studiu. Nu trebuie să faci absolut nimic complicat, trebuie să completezi un chestionar, durează 5 minute, e foarte simplu, total anonim totul, nu te costă absolut nimic, chiar nu ai nimic de pierdut. Dacă ai 5 minute din timpul tău, aș aprecia enorm și dacă ai putea să mă ajut să-l dai mai departe, chiar ți-aș mulțumi, pentru că am nevoie de cât mai mulți participanți. Vezi tu, în descriere am un link ce te va redirecționa spre un chestionar. O să observi că nu am comentariile active la acest video în primele 7 zile de la postarea lui. De ce? Pentru că nu vreau să vă influențați unii pe alții. Ce fac aici e pentru facultatea mea, University of Nottingham. Acum ceva timp am primit sarcina de a efectua un studiu și mi-a venit o idee destul de interesantă. Le-am propus supervizorilor mei cum ar fi să îmi fac studiul pe YouTube. De ce? Pentru că am un canal de YouTube pe profilul de nutriție și fitness. În momentul respectiv aveam undeva la 17.000 de abonați și m-am gândit că e o sursă destul de bună de date. Și lor li s-a părut o chestie interesantă, așa a început totul. De acel punct am creat o aplicație pentru Comisia de Etică și am trimis-o la evaluare și din moment ce acest video e uploadat la mine pe canal, e totul în regulă, am primit aprobarea. A urmat să îmi traduc chestionarul care original era făcut în engleză, să-l traduc în română, dar astfel încât să poată să fie tradus din nou în engleză și să-și păstreze semnificația originală, lucru care a fost o mică problemă pentru că există o oarecare barieră de limbă între română și engleză. Unele cuvinte chiar nu au același sens și poate la unele propoziții o să găsiți anumite cuvinte care ar fi putut să fie mai bine alese, dar vreau să știți că există bariera asta de limbă care m-a împiedicat să fac lucrul ăsta. Prin acest chestionar încerc să studiez opinia publică referitoare la sursele de acizi grași. Nu pot să vă dau foarte multe detalii pentru că încerc să nu vă influențez absolut deloc. Tocmai de asta am oprit și comentariile pentru primele 7 zile, pentru că o să accept aplicații timp de o săptămână. Folosind un chestionar model, o să vă arăt cum să răspundeți la întrebări pentru a evita orice confuzie. Pentru a participa trebuie să aveți vârsta de 16 ani, iar când o să deschideți chestionarul o să arate cam așa. Ce o să vă arăt sunt întrebări și răspunsuri model, nu cele din chestionarul pe care voi îl veți completa. Chestionarul poate fi completat de pe desktop, tabletă sau telefon. Așa cum mesajul vă spune, fiți sinceri, întrebările nu sunt dificile, iar pentru a începe vom apăsa pe butonul de OK. O să aveți 4 tipuri de întrebări prin care o să trec acum. Primul tip de întrebare are un singur răspuns din mai multe opțiuni. Se va găsi la întrebările 1, 2, 4, 5, 9. Veți selecta răspunsul dând click pe cercul din dreptul lui. Voi selecta cifra 1, iar chestionarul o să treacă automat la întrebarea următoare. Acest tip de întrebare se va găsi la numărul 3. Trebuie să spuneți ce răspuns caracterizează cel mai bine modul în care vă simțiți în legătură cu declarația din stânga. La prima afirmație voi selecta neutru, iar pe a doua o voi lăsa necompletată ca să vedeți ce se întâmplă dacă nu răspundeți la toate întrebările. Înainte de întrebarea 6, o să aveți o imagine reprezentativă pentru ce urmează și o să selectăm OK pentru a merge mai departe. Următorul model de întrebare se va găsi la întrebările 6, 7, 8 și 10. Citiți atenți întrebarea, va trebui să ordonați răspunsurile cu numere de la 1 la 5, dând click pe căsuța de lângă răspunsuri și selectând numărul dorit. Numerele nu se pot repeta, iar atunci când terminați, apăsați butonul de OK. Ultimul model de întrebare se găsește numai la punctul 12. Citiți întrebarea și bifați căsuța de lângă răspunsul dumneavoastră. E foarte important ca atunci când terminați chestionarul să apăsați butonul de sfârșit sau nu o să se înregistreze participarea dumneavoastră. Toate întrebările au nevoie de un răspuns, iar dacă nu sunt completate corespunzător, chestionarul o să vă spună unde e problema. Dacă aveți greșeli, după ce le corectați, dați scroll în josul paginii și apăsați pe sfârșit din nou. Chiar aș aprecia dacă m-ați ajuta și dacă l-ați dat și mai departe, ar fi nemaipomenit. Oricum mă ajutați foarte mult. Vă mulțumesc că îmi vizionați canalul. Nici nu aveți idee cât de tare mă bucur că pot să fac așa ceva, iar ca mulțumire o să fac rezultatele disponibile atunci când tot studiul o să fie gata, pentru că am destul de mult de muncă la el. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc pentru ajutor, eu sunt Andu și ne vedem în clipul următor.